1932. O dimineață însorită de vară. În redacția ziarului Deșteptarea domnește o mare dezordine. Acum câteva ore s-a terminat munca redactorilor de noapte și, în urma lor, au rămas prafuri de ziare, tăieturi din gazete, clișei, creioane și foarfeci. Toate aruncate la întâmplare. Zbârnitul continuu al telefoanelor a încetat. În birouri s-a așteptat o liniște adâncă. Ușa redacției se deschide și Niță, omul de serviciu, intră cu un teanc din Deșteptarea proaspăt apărută. Iar mi-a adus plesii, bă, teanc. Nu doarme noaptea, domnule voi. Iar mi-a adus plesii, bă, teanc. Să plătească cineva. Să vorbesc cu domnul director. E ceva de extrem important.
Nimeni nu mai vrea să lucreze pe credit. Agopian mi-a promis aseară că ne dă ceva din sala, așa că mai aștept. Toate băiatul ești pe culpă. Mă duc. Sunt obosit.